pomenirea cu viosul Ioan Mărturisitorul, egumenul mănăstirii Cataron 27 aprilie. Acest fericit Ioan s-a născut în Neirinopole, care era una din cetățile de Capolei, fiu de părinți creștini și iubitori de Dumnezeu, cu numele Teodor și Grigoria, făcându-se de 9 ani. S-a dus la Chinovie, unde s-a călugărit, și fiind o sârduitor, smerit și ascultător, a fost iubit de dascălul său și a mers împreună cu el la sinodul al șaptelea, ce s-a adunat a doua oară în Nicea. Apoi mai pe urmă și în Constantinopol, dascălul său s-a făcut arhimandrit și egumen al mănăstirii lui Dalmat, iar el s-a făcut schimnic și preot, și de acolo a fost trimis de împăratul Nichifor egumen al mănăstirii Cataron. Aici, cu plăcere de Dumnezeu și apostolește, au cărmuit turma lui Hristos mai mult de 10 ani și era iubit de toți oamenii și s-au descoperit fericitului încercăria toată lumea ischodite de diavolul urător al binelui și, adunând și sfătuind pe toți frații, îndemnându-i și la cele de cuvință, a zis către ei, priveghiați, părinților și fraților. Să nu fiți furați de diavolul și să nu vă lepădați de închinarea la sfintele icoane, căci pe mine nu mă veți mai vedea între cei vii." Și în vremea când el vorbea acestea, venind un îndrăjiți trimiși de Leon, luptătorul împotriva icoanelor, au împrăștiat toată turma și cele ce au găsit în mănăstire pe la părinți. Cape ale lor le-au împărțit, iar pe păstorul lor, cu lanțuri legat, l-au dus la Bizanț, lăsând mănăstirea în pradă, mergând sfântul la împărat și numindu-l pe el păgând și osândit, zicându-i și multe altele fără de sfială, l-a pornit spre mânie. Pentru aceasta cumplit a fost bătut peste obraz cu vine de bou. Iar fericitul se bucura pătimind pentru Hristos. După aceea, fiind închis un metocul său trei luni, a fost surghiunit la o cetate numită Pentadactilon, în hotarele Lambei. Acolo, legând picioarele lui cu lanțuri, l-au pus într-o închisoare întunecoasă, lăsându-l acolo 18 luni, iar după aceasta l-au dus gol în cetate, Înaintea împăratului spre bat -Jocură. după multe pricini de cuvinte, a fost dat lui Ioan, cel ce cu nevrednicie era atunci patriarh al bisericii celei mari, care multă cruzime a arătat Sfântului, strâmtorându-l pe el cu foame în multă vreme. După aceasta l-a înfățișat iarăși l-a împărat și el l-a trimis la un lagăr numit Criotavron al bucelarilor. Acolo l-a închis doi ani întregi, unde de multă rea pătimire se uscase cu totul carnea de pe trupul lui însă Sfântul pe toate suferindu-le, cu mulțumire slăvea pe Dumnezeu, iar după ce a fost junghiat Leon Armeanul și a împărățit în locul său Mihail Travlul, fiind liberați toți cei de prin surghiunuri, s-a dus și Sfântul până la Calcedon, neavând voie ca să intre în cetate, iar după aceea împărățind Teofil, a voit cu viosul să se așeze în oarecare mănăstire împreună cu alți părinți apoi fiind prinși de patriarhul din acea vreme și cumplite necazuri suferind fericitul, a fost surghiunit la ostrovul Afusiei, unde, împlinind doi ani și jumătate, a văzut oarecare vedenie și, vestind celor din preună cu el mutarea sa, după trei zile s-a dus către domnul.